ați venit la o nouă ediție a emisiunii Scene și Cuvinte, emisiune dedicată teatrului și oamenilor săi. Rămânem astăzi în lumea teatrului din Ploiești, având invitată o actriță despre care aș spune următoarele cuvinte. Inspirație și muncă, seriozitate și echilibru, modestie, spirit de echipă și foarte multă iubire față de scenă și față de oamenii scenelor și ai cuvintelor. Doamna Cristina Andreea Moldoveanu, actriță la Teatru Toma Caragiu din Ploiești. Bine ați venit! Bună ziua și mulțumesc din suflet pentru invitație și pentru cuvintele frumoase. Și cred că adevărate și puține, nu? Nu, puține nu. Sunt chiar multe și chiar m-ați uimit prin capacitatea dumneavoastră de a-mi citi sufletul. Chiar sunt profund emoționată și impresionată. Pentru că v-am văzut, cred, de în ultimii 10 ani aproape, nu, toate spectacolele și pentru că un artist, cred că se vede pe scenă așa cum este el și omul din spatele rolului. Da. Toți vă vedeți așa cum sunteți. Dacă sunt și ochi să vadă. Exact, exact. Asta sperăm. Și cel puțin asta sper eu. Dincolo de magia spectacolului, da, de lumini, de costume, să se vadă sufletul. Pentru că noi lucrăm cu suflete, ne punem sufletul pe tavăl, deschidem, îl arătăm și dezideratul meu ăsta a fost întotdeauna să ajungă la public. Cât de mic ar fi fost rolul, dacă a ajuns la public asta... Nici nu credem că există roluri mici. Există roluri doar. Da. Rolul da. Și actori. Da, corect, corect. Depinde cum te raportezi. Cum te raportezi. Da. Pentru că avem o temă largă și generoasă, da, exact, da. Pentru că de multe ori teatrul se confundă cu viața și viața artiștilor înseamnă teatru, haideți să începem a povesti despre copilăria Andrei. Da. E cam departe în timp copilăria. Nici nu vine să cred că spun asta, da. Am copilărit în București, m-am născut în București. Îmi place să mă revendic din zona Bucovinei, de unde se trag părinții mei. Eram convinsă că de acolo sunteți din... Da, unde îmi petreceam vacanțele, în Bucovina, în comuna Arbore, care are și o mănăstire, mănăstirea Luca Arbore, care face parte din patrimoniul UNESCO. Și bunicul meu, fără falsă modestie, sunt mândră de el în partea pozitivă și frumoasă a cuvântului, unde bunicul meu a fost preot cu 47 de ani. Și acolo mă duc de câte ori vreau să-mi încarc bateriile și să mă conectez cu pământul. Acolo mi-am făcut și am încă cea mai bună prietenă cu care făceam tot felul de prostii. Mergeam cu calul, mergeam la munca câmpului, la scos de cartofi, baie în pârâu, tot felul de... Pare ceva, da, pentru aceste timpuri de poveste. De poveste, chiar. Poveste. De din poveste. Păcate. Da, din păcate. Copiii din ziua de astăzi... N-au amintiri. Nu-și creează. Sau... Trăiesc într-o lume închisă. Falsă, dacă falsă, exact. Falsă, dacă pot să spun. Îmi pare rău să spun asta. Chiar și nu vine să cred că se întâmplă lucrul ăsta. S-au schimbat timpurile, s-au schimbat vremurile și să vă povestesc ceva dintr-un turneu pe care l-am făcut cu Teatrul Masca, pentru că înainte de așa, am fost într-un turneu, nu mai știu, prin anii 90 și 5-6, undeva în Belgia și mi-am luat prag, cum spunem noi, am avut un șoc pentru că am fost cazați undeva în afara orașului la o fermă.
Și doamna, unde aveau tot felul de animăluțe, păsări, porci, nu mai știu ce mai aveau. În orice caz, în drum spre ferma respectivă, primul șoc a fost să văd în mijlocul unei intersecții o mare vacă care puștea și pe care eu aveau la mare preț așa. Și pe măsură ce înaintam, eram din ce în ce mai șocată. Ajungând la ferma respectivă, ne-a primit o doamnă foarte drăguță care ne-a povestit despre faptul că această fermă au organizat-o acolo, nu era departe de oraș, pentru a organiza cu copiii excursii ca să poată vedea animale adevărate. Da. Deci m-am șocat. În 90. În 90, vă dați seama. Și nu vine să cred că și noi ușor, ușor ne apropiem de... Nu mai distingem naturalul de artificial. Da, din păcate, da. De unde iubirea față de teatru? Cred că de când? Cred că de la tată, din copilărie. Din copilărie. Da. Știu că e un răspuns banal și un pe care majoritatea actorilor îl dau, dar realmente din copilărie tata a cochetat cu teatru, a dat chiar la institut de două ori, unde l-a picat cu brio domnul Beligan, Dumnezeu să-l ierte. Fiind o fire foarte, foarte timidă și poetică și interiorizată, a renunțat și s-a jignit cumva în orgoliul lui și n-a mai încercat. Deci undeva dumneavoastră ați continuat un vis. Cred, da, ați împlinit să un cred vis. Că da. Dar din copilărie, la petrecerile de familie, mă tot scoteau în față să spun poezii, să dansez, să cânt. Să... Ați fost și un spectator de teatru în copilărie? Da. Pentru că trăit pe vremea... Da. Cea de tristă amintire era singurul nostru debușeu. Și îmi plăcea să mă afund într-un scaun de teatru să mă bucur de lumile prezentate acolo și de actori. Am iubit actorii și iubesc în continuare, dar aveam un respect pentru ei. Ceva mitic. O, da. Da. Ceea ce acum s-a pierdut, s-a demitizat. Și nu o spun în sensul în care vai un actor dacă îl vezi pe stradă trebuie să îți scoți pălăria până la pământ. Nu. Dar cum se raportează societatea, omul de rând, nu neapărat spectatorul. Omul care poate nu are... Undeva rețelele de socializare au făcut și bine și rău. Da. Bine pentru că au popularizat activitatea artistică și oamenii din spatele scenelor. Rău pentru că oarecum i-am văzut dezbrăcați de acea magie pe care numai o sală de teatru o dăruiește unui actor. I-am văzut oameni, i-am văzut pe Instagram, pe TikTok, uneori obsesiv, uneori prea mult. Asta s-a întâmplat acum, ca să zic așa, în perioada de pandemie și în anii din urmă, 3 ani, să zicem. Dar eu vorbesc de după Revoluție. De după 90. Da. Când s-a pierdut respectul. S-a pierdut respectul și s-au confundat anumite valori cu non-valori. Îmi cer iertare. Da, așa e. Pentru că s-au promovat niște personaje care n-aveau nicio legătură cu scena. Sau absolut. Discursul lor nu avea nicio legătură. Sau prestația lor. Da, prestația, exact. Căci vorbim despre televiziune, suntem într-un studio de televiziune și s-au promovat niște... Nu Doamne, domnișoare, domni care n-aveau absolut nicio legătură. Sigur, e adevărat, și în vest. Vedeți că am observat că am preluat, noi preluăm din Vesta și preluăm în general, omul preia ce e rău mai întâi. Ce ușor. Și facil, da? Decât ce e bun. Sigur, în America, Hollywood e plin de exemple în care un regizor de pe stradă a luat o actriță, mă rog, ulterioară viitoare actriță, care a mai și făcut pe urmă un curs de intensiv de actorie. Nu-i nimic rău în asta, pentru că se pot descoperi valori, într-adevăr, în obicil, în mocilă, obișnuit, în cotidian.
Dar s-a făcut o decalibrare de valori. S-a intrat pe o piață incorrectă, inclusiv în domeniul artistic. Și din păcate mulți actori de mare valoare au făcut compromisuri, au fost obligați să facă compromisuri. Zici, bine, bine, nu te obligă nimeni, ba te obligă. Te obligă pentru că de ce? Și vorbesc din punctul meu de vedere al unui actor care n-a făcut compromisuri. N-am știut, și nu o spun asta ca pe o... ca să mă plâng. N-am știut să fac frumos, n-am știut să mă plâng, să mă budur. Și de multe ori mi-a fost... Sunt și o fire timidă. Scena nu s-ar zice. Doamne ajută! Da. Doamne ajută că reușesc să trec pragul acela. Dar n-am știut să mă prezint, ca să zic așa, să mă promovez. Și nu mi-a plăcut. Nu v-ați băgat în față, nu. Pe ușa din față? Nu. Și n-am... Nici, mi s-a părut ceva urât să mă promovez prin niște calități care nu mi-aparțin, pentru că așa m-a făcut mama, tata, să zicem, niște calități exterioare. Întotdeauna am mizat pe faptul că trebuie cineva, dacă vrea să-mi vadă valoarea, trebuie să-mi cunoască sufletul. E adevărat că în meseria noastră și în epoca în care trăim, totul are o viteză extraordinară și nu are nimeni timp. Timp, exact. Să nici caute în relațiile și să, nu, absolut, firești. Să scormonească în suflet. Acum, din păcate, și în crearea spectacolelor avem un timp limită, nu se mai stă câte exact. 2-3 luni. Oh, e mult. Dacă. Și atunci se apelează din punctul de vedere al, chiar și al regizorilor, la sertărașele, actorii care sunt băgați în niște nișe, niște... Da. Nu mai are nimeni timp să caute, să producă... Să provoace. Da, să provoace, să producă actori, să scormonească în actor, să-l facă să... Deci undeva acea zonă de confort este mult mai... Da, da... Cum să zic, pierde foarte mult scena, actul artistic, actorul. Pentru că... Și spectatorul, pentru că noi ne dăm seama când un actor este pe același tip de rol, da, în mai multe piese. E neproductiv, ca să zic așa, dacă faci același gen de roluri an la rând sau stagiune de stagiune, te plafonezi, nu mai unde e bucuria căutării, scormonirii, a suferinței. În căutarea personajului. Și de asta spun că au fost promovate niște personaje care facile, care n-aveau nicio legătură, care doar prin prezența lor aspectoasă însemnau ceva. Actorii, nu-mi place să spun vedete, pentru ba, că da, mă rog, vedete, dar este. Care au da. O bază reală în munca și în talentul lor, au fost obligați să facă niște compromisuri și alți actori foarte talentați de altfel n-au mai încăput. Și nu mai încap. Și nu mai încap. Nu mai încap pentru că s-au făcut niște grupări. Grupări. Se orice văd, face, simt, poți da. Să te duci să dai probă, nicio problemă. Păi dacă era să... Mă iau după probele și vorbesc numai despre reclame acum, dacă e, că e un mod de a-ți câștiga existența, deci un mod al meseriei. Decent și firesc. De... Și... Da. Da. Și acolo sunt niște reguli, altele decât în teatru. De exemplu, ce înseamnă și televiziune și film. Se aplică și, și la reclame și vorbesc acum de un anumit tip de față. De care e nevoie, cu trăsături mari, ochii mari, buzele, mă înțelegeți da, ce zic, înțeleg. Care să se vadă, să da, dea bine da, pe da, ecran. Da, da. Ori să fii, să ai o față însemnată. Adică, dacă ai o cicatrice, să, cumva... Adică dacă ești om, așa cum da. Poți... Da, 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 dar doar așa, dacă ai o față comună, banală, cum... Da, și așa e pentru un actor de teatru... Și chiar de film, dar de film din acela serios. Să fii, când ești pe stradă, fără machiaj, lumea să nu te recunoască, să te
amesteci în mulțime. Atunci ești tu ăla, personalul, banalul, pentru că suntem niște oameni. Dar există niște rigori, de exemplu, cum am spus, pentru a accede în lumea reclamelor. Și atunci, dacă era să mă iau după sau să-mi fac iluzii prea mari că o să pot să fac în carieră și reclame sau așa, păi de mult o luam razna pentru că am dat probe. Dar n-am fost întotdeauna pe... cumva am picat pe lângă subiect. Ba prea tânără, ba prea bătrână, ba prea slabă, ba prea grasă, ba prea frumoasă, ba prea urâtă, ba prea banală, ba... niciodată. Motive se pot inventa. Și atunci e greu pentru un actor să-și păstreze echilibru mental și sufletesc și pulsația aia. Întotdeauna m-au întrebat și încă mă întreb și să dea Domnul să ajung la pensie. Și să mă întreb, dar să ajung la pensie în sensul lucrativ. Exact, ce înseamnă pensie pentru un actor? De asta mi-e frică. Dacă m-ați invitat acum avers sacul cu... Nu vreau să-mi spun nemulțumirile, îmi spun tristețile, dacă vreți, sau mâhnirile. Să știți că m-am uitat pe CV-ul dumneavoastră și, deși eu v-am văzut pe scenă, pentru că văd spectacolele de mai multe ori, deci v-am văzut destul de des, m-a surprins și m-a surprins în mod neplăcut că de câțiva ani nu mai aveți un rol nou. Nici dumneavoastră și nici alții. Mă bucur că ați semnalat. Da, corect. Da, că ați semnalat dumneavoastră, pentru că ar fi părut rău. Chiar am numărat anii și am zis nu se poate. 5 ani, da. Da, de 5 ani, asta e și oful meu. Și chiar nu vreau să mă plâng, dar și știți, e o meserie extrem de subiectivă, meseria de actor. Face parte, adică se bazează pe principiul îmi place, nu-mi place. Unul la mână. Doi la mână, pentru spectator. Asta vorbesc. E un principiu subiectiv care se aplică, dacă mă credeți sau nu, chiar și la regizor. La regizor. Da. Pentru că lucrăm cu umori. Un factor. Factorul numărul 2 trebuie să te întâmpli în anumite situații. Cum place mie să spun. Să faci... Ce noroc, acea... Nu-mi place să spun noroc, șansă, coincidență... Să se alinieze planetele, să fiți acolo. Dacă vreți. Și chiar și așa, riști să nu te vadă un regizor. Pentru că un șir de ani, și aici fac din nou referire, ai fost distribuit în roluri mai mici și atunci... apelând la sertărașele respective, zice regizorul... Sau roluri de un anumit tip. Sau de un anumit tip. Zice, nu, lasă că mă duc unde știu eu, o cunosc pe actrița cealaltă mai bine. Am lucrat cu ea în alte circumstanțe. O cunosc din facultate sau așa și așa mai departe. Și cumva ești mereu sărit. Și e greu. Pentru că trec ani. Greu și nedrept. Nu mai spun de nedrept, dar asta vă spun, plecând de la faptul că este o meserie subiectivă, e nedrept, dar înghiți gălușca. N-ai ce să faci, aștepți cu minte. Undeva o alegere de repertoriu mai bine gândită n-ar rezolva această problemă, pentru că mă gândesc, dacă iei o piesă în care toate personajele, nu știu, sunt femei trecute de 50 de ani, am văzut o piesă superbă de curând și poate de asta mi-a venit în minte, nu se rezolvă această problemă a distribuției de la sine? Ba da. Ba da. Și aceasta este una dintre problemele noastre pe care încercăm să o rezolvăm în alegerea repertoriului. Exact. Ne vin foarte multe texte pe diferite canale. Încercăm și noi. Se scrie mult și se scrie bine. După puterile noastre ca și actori care facem parte dintr-un consiliu artistic.
să ne spunem ofurile și problemele și așa, dar știți ce s-a întâmplat? Mama e iarăși o problemă subiectivă, dacă vreți. Noi, ca și secție dramă, funcționăm împreună, după cum bine știți, cu secția de revistă, pe aceeași scenă. Da. Și este foarte greu să programez spectacole într-o lună de zile. Noi împărțim scena două săptămâni și două săptămâni. Avem un număr de spectacole. Se fac, avem premiere. Da. Care trebuiesc jucate. Și atunci, rândul unui spectacol, evident că se joacă la început mai mult premierele, spectacolele mai noi. Și cele mai vechi, celor mai vechi le vine mai greu, rândul și din ce în ce mai greu. Pe urmă, cu alegerea repertoriului, aici este iarăși o problemă mare pentru noi, pentru că ne gândim ce să alegem în repertoriu. Un spectacol, cum se spune, de festival? Da. Un spectacol care se preferă? Da. Un spectacol cu mai puține personaje, care iarăși o problemă pe care trebuie să o spun, că o am așa aici, o durere de fapt, o tristețe, o mâhnire. Nu se mai fac turnee, schimburi de spectacole între teatrele, mai ales din provincie, nu se mai fac deplasări, cum le spunem noi. Sau, eu am observat altceva, pleacă aceeași piesă. Pentru că e mai ușor de transportat. Totul fiind foarte scump la ora actuală, de la combustibil la transportul condiții, cazare și așa mai departe, e mai greu. Și poate că nici în structura administrativă nu sunt oameni care să-și dorească să facă, să caute, să promoveze, să... E o inerție. Da. Exact. Suntem supuși unei contragreutăți așa, care ne trage în jos și ne am ajuns să ne complacem într-o supraviețuire. Deși părem că ne zbatem. Cu mulți ani în urmă, atunci când erați studentă la clasa unui mare om de teatru, domnul Mihai Mălai Mare, pe care îl salutăm cu acest prilej, și eu sunt îndrăgostită de teatru, masca și de tot ceea ce creează dumnealui în acea comunitate, ce visa tânăra Cristina Andreea Moldoveanu? Cum vedea ea viitorul artistic? Să vă spun sincer, nu mi-am proiectat nimic ceva concret. Așa, sau o să joc. Domnul profesor Mihai Mălai Mare a avut bunăvoința, dacă vreți, sau ochiul, să mă preia să fac un fel de ucenicie în Teatru Masca, încă din timpul facultății. Am funcționat acolo o vreme așa, ca și neangajată, după care am lucrat efectiv cu angajament cu studii medii până mi-am terminat facultatea. Și eu sunt genul de om care se lipește foarte tare, adică în general rămân fidelă unui demers la care mă înham. Mi-a plăcut foarte tare ideea de teatru de gest, pantomimă și expresie corporală, și în ideea în care era primul și singurul pentru mulți ani de zile teatru de acest gen din țară, revoluționar. Eu având și o pregătire sportivă, că am făcut și sport de performanță, m-a atras foarte mult genul acesta de teatru. Îmi pare foarte rău și o spun cu regret, despărțirea mea de Teatru Masca n-a fost una tocmai amiabilă, dar asta tocmai dintr-un... Eu așa mi-am explicat-o. Și cu mare sfâșire sufletească din partea mea, pentru că n-am înțeles în momentul ăla și poate că nici acum
până la capăt n-am înțeles, dar tot. Dar am înțeles atitudinea domnului director și profesor Mihai Mălai Mare, pentru că era un regim absolut sportiv și spartan acolo și erai ca într-o enclavă. 10, 2, 6, 10 erau orele de antrenament, de pregătire corporală, pantomimă, mers pe catalige, jongleur cu jonglat cu mici, cu da, ca la circ, pregătire ca pentru circ, pentru că am jucat și spectacole de clovni. Și deci nu eram cumva rupți de lumea teatrală normală, de da. Vorbă, de cuvânt, ca să zic așa. Și la un moment dat chestia asta și-a spus cuvântul, faptul că eram absolut închis, n-aveam timp, pentru, n-aveam timp să mergem să vedem un spectacol. Nu mai aveam timp, aveam un program absolut, nu aveam timp de viață personală. Și trebuie să povestesc asta că ca să înțeleagă spectatorii și de ce m-am rupt cumva de... Mi-am dorit un pic mai mult, dar eu îmi dorisem în naivitatea mea în cadrul, în teatru, în timp ce dânsul ne spuse, ne băgase o interdicție de a participa la tot felul de emisiuni, de divertisment, de filmări, deci oricum nu aveam timp, dar cumva am încercat să-l păcălim, eu și, mă rog, un coleg de-al meu, de facultate, care lucra și el în teatru, fuseserăm invitați la o emisiune de divertisment la TVR 1 și am acceptat. Și a fost un complex din ăsta de împrejur. Am mers pe șest, ca să mă exprim așa mai plastic, și speram din tot sufletul să nu vadă emisiunea. Cumva ne-am dorit chestia asta, zic, evident că s-a produs inevitabilul, s-a aflat, s-a supărat foarte tare. Și a doua zi ne-a dat afară. După o perioadă de câteva luni ne-a chemat înapoi cu anumite restricții, ca să zic așa, mai funcționat până în 97. Deci asta a fost prima chestie, cu discuții, cu explicații, cu încerc, domne, vrem și noi să ne dezvoltăm în carieră. Dumneavoastră ați fost ani de zile anfitrionul unei emisiuni de televizor. Exact. Da, eu am muncit. Păi, și noi, vrem să muncim. Deci nu e ceva ilegal. Da. Vrem și noi să ne construim acolo o carieră, nu? Cât de cât se poate. N-a fost posibil și atunci n-am rupt definitiv. Vă spun, cu mie, eu am suferit cumplit. Cumplit, pentru că n-am înțeles, adică m-am atașat de colegi, eram o familie până la urmă, petreceam foarte mult timp împreună, practic zile în șir, nopți în șir, cu turnee în străinătate, cu premii la festivaluri. Și pe undeva de asta vă spun că îmi lipsesc turnele, nu neapărat în străinătate, dar și în țară. În țară. E păcat. E păcat că nu știm, mai plecăm la cât un festival așa. Puține și astea prin țară. Și e păcat că nu mai e atmosfera aia de energie, să ne cunoaștem între noi actorii, să ne cunoască și publicul din alt oraș. Noi avem un statut în teatrul din Ploiești ca un mai special, așa, ca un teatru satelit al Bucureștiului. Și de... E foarte aproape. Și de provincie, dar nici așa. Și... E păcat, ce nu să v-ați gândit să aduceți experiența dumneavoastră de la teatru Masca în teatru de gest, de mișcare, implicându-vă în organizarea unui spectacol de acest gen la Ploiești? E nevoie de diversitate. Absolut, absolut. Dar știți, bună întrebare, mi-e teamă. Vă e teamă? Mi-e teamă pentru că înseamnă multă muncă, muncă asiduă, muncă continuă. Pentru că îți pierzi din
abilități. Și asta înseamnă, în plus de, de asta înseamnă o pregătire a, să zicem, întregii echipe cu care aș vrea să lucrez. Or să iei, acum noi suntem marea majoritate a colegilor mei, suntem pe cam același palier de vârstă. Ne-au venit acum câteva prospături, da, ca să zic așa, dar și ei, și nu știu dacă au disponibilitate și dorință pentru acest tip de... S-ar putea, am printre colegi, de exemplu Carol, care mi-a fost și coleg de facultate la clasă paralelă, cu Adriana Ancuța, Tudor Smoleanu ar fi fost, dar el a plecat deja din teatru, dar am câțiva colegi cu care aș fi putut să lucrez, dar, repet, necesită multă muncă fizică, pe care acum, din păcate, nu mai putem și timp nu mai putem acorda, fiecare are familia lui, greutăți și știți, da, revin la acea lentoare, greutate, contra-greutate care ne... Un soi de rezistență până la urmă da, la nou. Da. Dar mi-ați dat o temă de gândire. Mulțumesc. Pentru că mie mi se pare că toată energia dumneavoastră acumulată în atâția ani de experiență o aruncați în comedie. Și da, aveți niște roluri foarte frumoase, foarte spumoase, roluri care se rețin. O să rog regia primul fragment și o să reluăm discuția. Alban mult! Tot Alban! Tot Alban, popor Alban! Și e piața noastră pe unde treabă, Alban! Un mare pârț! Și mă nebunesc după sushi! Ce problem cu scr? Aoleu, nu mă mai lua cu scr, că-mi vine să... Eu o să mor! Dumneavoastră nu știți cum e Vasile Leșecă. Vreau din toată inima să plic cinere, dar nu al meu. Tare bucuran, dragă, eu la fata noastră mă gândesc, pentru că mai întâi de toate sunt mamă. Mă pui într-o situație dificilă, garaj pentru 3 mașini și jacuzzi. Eu sunt o femeie drăguță. Mama mea este crampeta de voi, nu mai vreau să aud, și dacă ei pleacă la Tirana, mă duc cu ei. Chiar se face nunta. Mulțumim. Mulțumim frumos, da. Cu Scri din Tirana, un spectacol curat, o comedie curat, da, și foarte bună. Eu iubesc foarte tare, m-am simțit minunat și îmi pare rău că se programează, cum v-am spus, din ce în ce mai rar. Rar. O comedie cu o distribuție numeroasă. Numeroasă, da. Așa. Dar cum... chiar m-am simțit ca într-o familie. Dragoș Câmpan, regizorul spectacolului și colegul nostru de scenă, un om minunat, cu care m-am simțit foarte relaxată să lucrez. La fel ca în Ce vor fetele. La fel, da, exact. Hitul teatrului din Ploiești. Da. Efectiv, ca peștele în apă m-am simțit în aceste două spectacole pe care le iubesc. Și vreau să spun asta neapărat, cu Ce vor fetele, anul acesta sărbătorim 10 ani de la premieră și tare mi-aș dori să facem o sărbătoare, să marcăm ca o sărbătoare. Cred că este la ora actuală cel mai longeviv spectacol pe care îl avem în repertoriu și ar fi păcat să-l scoatem, pentru că încă vine lumea și jucăm cu sala plină. Cred că l-am văzut la un interval de 2 ani și da, spectacolul este la fel de proaspăt. Și, da, și crește cumva, da, pentru că ne așa se întâmplă cu spectacolele, când ți-e drag să joci în ele și te lași în voia personajului, descoperi alte tonuri, alte semnificații, alte sensuri. Pentru că e altă vârstă. Pentru că e altă vârstă. Exact. Și e minunat. Spectacolul e un organism viu și adaugi în spectacol ceea ce primești și de la public. Și noi primim căldură multă de la public. Chiar dacă
se întâmplă fenomene foarte interesante. La unele spectacole avem anumite așteptări, la anumite replici să se râdă și nu se râde. Și se râde la altele care n-ar trebui. Nu, la care noi nu ne-am așteptat atât de tare. Nu că n-ar trebui neapărat. Pe care noi le-am pune pe planul 2. Dom'le, s-ar putea să râd, s-ar putea să nu se râdă. Dacă e atent omul și prinde subtextul acolo, prinde sensul ascuns. Și avem surprize foarte mari. Și ne bucur. Asta e cea mai mare bucurie a unui actor. N-ai nevoie de mai mult. Ați vorbit de întâlnirea cu regizorul Dragoș Câmpan. Ce alte întâlniri regizorale vă sunt apropiate? Oh, Doamne! Pe primul loc l-aș pune pe domnul Alexandru Dabișa. Îl ador și îl respect. E un om excepțional. Cel care v-a dăruit-o pe Coana Marghiolița în ultimul timp. Și nu numai. Tot ce am jucat la domnul Dabișa a fost... și mă refer... și la repetițiile, că asta e bucuria noastră cea mai mare, lucru la spectacol, lucru la... Este un om fabulos, de o inteligență sclipitoare și o ironie la fel de tăioasă și... Dar nici măcar nu te poți supăra pe el când te ironizează, pentru că e atât de inteligent și atât de fin o face încât te prinzi după 5 minute. Că... Trebuie să râzi. Da. E ceva, o școală. O școală. Și m-am bucurat ca un copil de fiecare întâlnire cu dânsul. Și cred că... nu cred, sunt sigură. El este unul dintre regizorii care mi-a dat girul cumva că mă aflu... V-a validat. Da, că m-a validat, că mă aflu pe drumul bun, că nu sunt aiurea. M-am trezit și eu să mă fac actriță și n-am ce căuta. Și mi-a dat putere, mi-a dat forță să merg mai departe și să aștept cu minte și chiar promițându-mi, lasă Cristina, că data viitoare. Poate că data viitoare nu s-a întâmplat să fie ce îmi promisese, dar la fel m-am bucurat să fac parte din distribuția spectacolului pe care l-a montat la noi, oricare ar fi fost el. În afară de Trei Surori, am jucat în toate producțiile. Și asta mă bucură. Și acum se zvonește că ar veni la anul să monteze ceva la noi și mă rog la bunul Dumnezeu să-mi dea și mie o mătură să trec prin scenă, pentru că așa mă pot încărca. Și pot să merg mai departe, cum vă spuneam, să aștept pensia. Un alt... regizor, care la fel m-a validat și mi-a dat speranțe și cu toate că n-a mai venit să monteze la noi de atunci, este domnul Victor Ioan Frunză, care fiind mult mai tânăr atunci, când mi-a suflat în pânze așa, cumva când poate nici cei dintre colegii mei din teatru nu se așteptau, fiind nou venită cumva în teatru, că nu s-a întâmplat nimic, după aceea e partea a doua. N-am avut șansa să fiu, în momentul intrării mele în teatru, să fiu promovată, să intru niște producții mari, să zic, mari sau importante, sau cu un rol mai, de asta vă spuneam, important, să nu zic principal. Nu toată lumea are șansa asta. Mă bucur din suflet, de exemplu, pentru Teo Sandu, pe care îmi place să... eu așa o văd. Are un drum frumos. Care, joacă în două spectacole fata mea. Și am luat-o pe asta ca pe o, nu știu, ca pe un semn, așa că o văd pe ea ca o variantă îmbunătățită a mea. Cumva și mă bucur din suflet. Da, cumva. Și mă bucur din suflet pentru traiectoria ei. Doamne ajută să o țin așa pe mai departe și să-și consolideze cariera. Mă bucur din suflet că se întâmplă. Și când se întâmplă așa cu un actor tânăr, nu se întâmplă, din păcate, cu toată lumea. Asta e, ne asumăm. Repet, revin, este o meserie subiectivă. Și atunci, asta e. Dacă ai ficați, înghiți gălușca, dacă nu ai fi și aștepți sau
te zbați, eu nu, nu fac parte. Cred că aici din... este, da. Nu fac, nu pot. Nu pot să fac, să-mi pun poalele în cap, ca să zic așa. Și mai cred că e prea târziu să fac chestia asta. Revin la ce, întrebarea noastră și nu, nu fac o ierarhie acum. Dar în ordinea, în suivii așa, în care am făcut cunoștință cu acești regizori, deci nu este pe locul 3 sau e, în inima mea se află Teo Hergelegiu, care la fel m-a validat, poate când nimeni nu se aștepta sau, mă rog, nici nu are importanță, în spectacolul Zidul, pe care la fel l-am iubit și în care îmi place, fără, repet, fără, nu, sunt un om chiar modest. Din păcate, prea modest. Din păcate, din păcate. Glumesc. Dar în Zidul chiar am făcut, făcusem un rol. Apropo de tehnică. De tehnică, da. Cel puțin în prima parte. Nici nu m-am luat așa cu tăvălug. Mi-a plăcut foarte mult rolul. Împărțit în două, deci o parte tehnică așa de în care ținea mai mult de abilități de vorbire, de susținere a unui text într-o frecvență foarte mare. Deci un challenge a fost și mi-au mărturisit pe urmă colegi că ei nu n-au crezut că s-ar fi putut nu s-ar fi putut descurca și m-am bucurat pentru măcar pentru performanță tehnică, dacă. Și partea a doua care făcea parte dintr-o piesă clasică, cum ar veni, nu știu dacă ați văzut spectacolul. Zidul nu. Poate cereste la teatru dacă mai dacă au înregistrare chiar un spectacol foarte bun scris de Teo Hergelegiu. Și am participat cu el la un festival în Germania, la Dresda, pentru scris în ideea acestui festival, ca o cerință după câțiva ani de la căderea zidurilor fostului bloc comunist. Și cam ce s-a întâmplat. Foarte bine structurat, eu la fel o minte sclipitoare. Teo Hergelegiu. Dacă nu mă înșel, ați lucrat împreună și în Visul? Și în Visul, da. Dar am lucrat și în particular împreună cu ea la două spectacole. Un musical care s-a numit, în București, care s-a numit Supermarket. La fel, m-am bucurat enorm. Scris de ea, la fel, textul și proiectul Cele trei roxănici la teatrul, un teatru. La începuturile acestui teatru, care, la fel, din păcate, n-a avut spectacoluri, mă refer, un parcurs, parcursul drumului, viața lui, a fost curmată cumva pe la jumătate, ca să nu zic la început, când era în creștere, un proiect foarte interesant cu trei actrițe, Roxana Ivanciu, o actriță foarte bună, și Mihaela Popa, colega mea. Și Roxana Ivanciu a lucrat o vreme la Teatrul din Ploiești. Proiecte foarte interesante și grele din punct de vedere actoricește. Pentru că ați vorbit de musical, rugăm fragmentul din Visul unei nopți. Iar vorbeleți de tu mă cerești. Dar și așa de înțelept să nimeresc ieșirea din pădure. De înțelepciunea asta în mod grăbit m-aș folosi cât aș putea de înțelept. Mulțumim! Musicalul, un alt gen care, într-un fel, de care ar trebui să fiți apropiată. Da. Și se pare că undeva niște întâlniri au avut fost, da, loc. Au avut loc, iarăși, din păcate, să zic prea puține, nu știu dacă prea puține. Sigur că mi-aș putea pune problema, întrebarea, dacă
dar nu mi s-a solicitat participarea într-un spectacol la secția revistă, la revistă a teatrului nostru. Unde e nevoie și de actor, actor. Da, avem actori da, care și ei sunt angajați ai secției de reviste a teatrului. Sigur că există colaborări, de exemplu, colegul meu Ionuț Burlan, da, chiar joacă în multe producții la, la secția de reviste. Acum, iarăși, depinde de regizorii care vin acolo. De ce știu ei despre actorii de la dramă? Drama. De research-ul pe care îl fac, de nevoile pe care le au. Noi suntem niște actorii, niște instrumente în mâna regizorilor. Dacă au bunăvoința să ne caute, să ne cerceteze, răspundem prezent. Dacă nu, nu știu cum. Iar, din păcate, alte producții particulare, e greu și pe piața. Da, viața independentă. Independentă, da, e greu, e greu. Și, dar e trist că un actor angajat într-un teatru se așteaptă. Nu știu cum e mai bine să... Cred că se zbată. Da. Da, să se zbată, dar când te zbați în zadar... Sunteți, mai avem câteva minute, da, a trecut, sunteți un om foarte spiritual. Ce înseamnă credința pentru un actor? Pentru mine personal totul. E rațiunea de a fi legătura cu Dumnezeu. Nu înțeleg viața fără Dumnezeu. Nu pot concepe și mi-ați atins o coardă sensibilă, pentru că în ciuda a ceea ce se crede sau se lasă să se creadă, mulți actori sunt foarte apropiați de Dumnezeu. Deci acea răzvrătire care se vede în exterior se clădește pe credință. Absolut, absolut, absolut. Nu există spectacol pe care să nu-l încep în culise cu o rugăciune și cu o închinare, o închinăciune. Nu există. Și, repet, sunt mulți colegi de-ai mei care, slavă Domnului, că ne bazăm pe mâna lui Dumnezeu. Pe nu vă e teamă că, totuși, un soi de resemnare pe care o simt la dumneavoastră vine de aici și că puțin ați renunțat la lupta de a vă afirma? Știți, se poate să aveți dreptate, pentru că nu știu dacă m-am înțelepțit sau cu vârsta sau cu cele ce citesc sau ascult atunci când mă apropii de Dumnezeu sau mă rog. Până la urmă, e o meserie de orgoliu. E o meserie în care și orgoliu este un păcat. Și poate că resemnarea asta a mea are de a face cu prefer să-mi fac meseria bine, să se bucure spectatorul, să ajungă la el ceea ce doresc eu să transmit cu rolul pe care îl interpretez, să nu aștept să fac, pentru că toate sunt în van, sunt praf în vânt până la urmă, adică n-au valoare. Până când și până unde? Vă mulțumesc pentru această întâlnire, care sper că n-a fost praf în vânt și că a deschis niște drumuri și că mi-a pus niște întrebări, sincer. Vă vedeam altfel. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc pentru atenție. Să nu uitați că teatrul înseamnă oameni de mare calitate. Mergeți la teatru și iubiți actorii. Vă mulțumesc.